La ora 12 sunteți la Euronews acum, iată cele mai importante evenimente ale zilei. Tarom și personalul navigant au ajuns la un acord azi noapte, iar toate zborurile interne și internaționale și-au reluat programul. Piloții vor primi salarii majorate în 3 tranșe. Cod portocaliu în capitală, dar și în alte 9 județe de mâine, avertizează meteorologii. Asta înseamnă că valul de căldură severă va persista până la finalul săptămânii cel puțin. Armata Ucrainei a răspuns cu lovituri la granița cu Federația Rusă. 4 oameni au fost uciși, spune guvernatorul din Belgorod. Asta în condițiile în care Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se reunește de urgență după atacul masiv cu rachete al rușilor, care a vizat și cel mai mare spital de copii din Ucraina. Începe summitul istoric al NATO. Cea mai mare alianță militară se reunește la Washington pentru următoarele 3 zile, iar președintele Klaus Iohannis va pleda pentru atenție sporită asupra flancului estic și Mării Negre. Greva de la Tarom s-a încheiat. Piloții au revenit la serviciu după negocieri care au ținut până spre dimineață. Au reușit să obțină salarii majorate în 3 tranșe, dar și diurne mărite. Andrei Rotaru are detalii. Bună ziua, bun găsit! Vorbim despre o creștere salarială de aproximativ 1500 de euro, atât pentru comandanți cât și pentru copiloți. Nu este foarte clar în momentul de față cum ar urma să aibă loc această creștere. Conform primului scenariu agreat în timpul negocierilor de noaptea trecută, ar urma ca banii să fie dați către piloți în mod etapizat, așadar aceștia ar trebui să primească în plus 500 de euro începând cu data de 1 octombrie, iar apoi pe parcursul anului 2025 ar trebui să primească noi tranșe, tot de câte 500 de euro, în lunile martie și iunie. Însă, acest lucru s-ar putea schimba și spunea asta chiar președintele Consiliului de Administrație al Tarom, care spunea că trebuie analizată situația odată ce va fi pus la punct bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2025. Nu este singurul lucru pe care piloții au reușit să îl obțină în timpul negocierilor. Au obținut totodată și diurne mai mari de 240 de euro pentru comandanți și 200 de euro pentru copiloți. Sunt lucrurile pe care au reușit să le obțină după o zi și o noapte de negocieri, și asta pentru că cele de noaptea trecută s-au încheiat spre dimineață. La finalul acestora, înțelegem, a fost semnat un proces verbal, însă contractele individuale de muncă urmează să fie semnate. Până în acest moment nu este clar impactul financiar pe care această situație l-a avut asupra companiei. O cifră vehiculată a fost cea de 2,4 milioane de euro, însă, ne spuneau asta tot oficialii din Consiliul de Administrație, cifra estimată, cel puțin seara trecută, era undeva în jurul sumei de 900.000 de euro. Este totodată important să menționăm că la acești bani s-ar putea adăuga și alte taxe și penalități pe care compania ar putea fi nevoită să le plătească, în speță către aeroporturi. Pentru anul acesta este certă alocarea de 500 de euro net pentru fiecare pilot sau copilot. Pentru 2025 urmează să aibă loc discuții și astăzi, astfel încât să se stabilească clar dacă creșterea salarială se va face eșalonat în două, într-o singură tranșă, în martie sau până în iunie. În bugetul pe 2025 vor fi cuprinse niște solicitări, o parte din solicitări ale echipajelor. Sigur, totul este condiționat de parcurgerea cu succes a planului de restructurare, fără de care nu avem ce discuta, nici managementul, nici personalul companiei. Valul de căldură severă se extinde, anunță meteorologii. De mâine, toată țara va fi afectată de temperaturi caniculare. 9 județe din sud, vestul țării, dar și capitala, intră sub cod portocaliu, iar maximele vor ajunge la 40 de grade Celsius la umbră. Nopțile, deci, vor fi din ce în ce mai greu de suportat, în condițiile în care temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade. În zonele vizate de codul galben, care reprezintă aproape toată țara, ne așteptăm la temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, iar în partea de sud a țării, îndeosebi, vor fi local și 38-39 de grade. Pe parcursul zilei de mâine, situația se schimbă pentru că valul de căldură se intensifică și s-a impus emiterea unei avertizări cod portocaliu pentru sudul
sudul Crișanei, pentru zona Banatului, sudul Olteniei, dar și sud-vestul Munteniei, precum și zona municipiului București. În aceste zone ne așteptăm la caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile vor fi de 38-39 de grade și, așa cum spuneam, disconfort termic accentuat, ceea ce înseamnă că indicele temperatură umezeală după amiaza va depăși pragul critic de 80 de unități. Până la finalul acestei săptămâni, tendința este ca valul de căldură să fie în intensificare, de extins, deja s-a extins peste aproape toate zonele țării, va persista în continuare și ne vom confrunta cu temperaturi foarte ridicate. În tot acest peisaj canicular a fost rupere de nori în unele localități din județele Suceava și Harghita. Pompierii au salvat din calea viiturii numai puțin de 6 vieți, dintre care 2 copii, și s-a întâmplat în comuna suceveană Cârlibaba. Apa a intrat în 10 gospodării, iar 5 construcții anexe au fost pur și simplu distruse de viitură. Și pe Valea Topliței a fost viitură. Forțele de intervenție își continuă misiunile ca să îndepărteze toate efectele furtunilor, dar și să elibereze în continuare și la această oră căi de acces. Prima sesiune a bacalaureatului a înregistrat cel mai mare procent de promovare din ultimul deceniu, dar și cele mai puține medii de 10. Ministra Educației pune asta pe seama subiectelor care au departajat mai bine elevii cu rezultate foarte bune. La examen au fost prezenți peste 130.000 de candidați. Județul Cluj a avut cea mai mare rată de promovare la bacalaureat din acest an, urmat de Galați și Brăila, iar Ilfov se situează, la fel ca în anii precedenți, pe ultimul loc. Din promoția curentă, cei mai mulți candidați se situează în tranșa de medii 8-8-99, adică 32,76%. 8-8-10 la română, mă așteptam la 9-5-10. Cât contează bacalaureatul pentru tine? Pentru mine destul de mult, vreau să dau la sport și bacul este 40%, 60% este proba sportivă. Ajută dacă vrei să dai la o facultate, normal, dar unii pur și simplu nu sunt făcuți să meargă pe partea asta intelectuală și nu e nimic greșit. Avem nevoie și de forță de muncă mai puțin intelectuală, care este la fel de importantă în societate. Între timp, oficialii sunt mulțumiți de procentele de anul acesta. Din punct de vedere al rezultatelor, pentru toți candidații, adică promoția curentă plus candidații din seriile anterioare, rata de promovare este de 76,4% față de 72,8% în 2023 și 73,3% în anul 2022. Pentru seria curentă, rata de promovare înainte de contestații este de 81,5% față de 78,4% în 2023 și 78,3% în 2022. Deși rata de promovare este mare, anul acesta au fost și cele mai puține medii de 10 de la bacalaureat din ultimul deceniu. Doar 39 față de 78 în 2023 și 222 de medii de 10 în anul 2022. Mara și Teodora sunt printre puținii elevi care au luat media 10 anul acesta. Am luat 10 la bacalaureat, lucru care nu mă așteptam să trezească așa o emoție în mine, pentru că mi-am spus de multiple ori că nota nu definește elevul într-o măsură suficientă. Cheia succesului stă în a învăța încă de la începuturi, de a fixa o anumită bază pe care să poți construi mai departe. Am lucrat doar cu profesorii de la clasă, n-am luat ore în particular, dar mi-am făcut mereu temele și am fost consecventă în ceea ce fac. Eu consider că avem niște profesori foarte bine, foarte bine pregătiți, foarte dăruiți, care ne sunt mereu alături la orice oră din zi și ne ajută să facem orice ne dorim. Dacă ne dorim să învățăm, ne ajută. Dacă nu, ne ajută. Mara Carina vrea să studieze în Germania, în timp ce Teodora vrea la medicină. În momentul în care mi-am dat seama că cercetarea mă atrage atât de mult, am putut doar apela la un loc în care munca de laborator și echipamentele sunt mai evoluate și mai bine dezvoltate. Nu aș vrea niciodată să învăț lucrurile doar teoretic. Sper să termin facultatea de medicină până atunci și rezidențiatul. Mă văd doctor salvând vieți, sper, într-un spital de aici, de la noi din Cluj.
Rezultatele finale de la bacalaureat vor fi publicate vineri, în data de 12 iulie. Guvernul s-a răzgândit în privința măsurii potrivit căreia șoferii care refuzau testarea rapidă pentru alcool sau droguri puteau rămâne fără permis până era finalizat raportul toxicologic. Prevederea face parte din ordonanța adoptată recent, prin care codul rutier a fost modificat, dar care a stârnit numeroase critici. Potrivit unor surse, Palatul Victoria a decis ca măsura să fie amânată, tot printr-o ordonanță care va fi adoptată săptămâna asta. Problema a fost tranșată la Palatul Victoria, unde premierul a convocat mai mulți miniștri pentru a discuta despre modificarea măsurii care a stârnit controverse. Aceasta prevede că șoferilor care refuză testarea rapidă pentru alcool sau droguri, li se poate retrage permisul de conducere până când sunt gata rezultatele analizei probelor biologice. În prezent, procedura durează și câteva luni. Vedem ce punct trebuie să modificăm joi în ședința de guvern cu aplicarea legii. Totuși, trebuie găsită soluția să nu abandonăm lupta împotriva drogurilor, categoric, dar nici să facem o nedreptate prin această luptă a unor oameni nevinovați. Guvernul a revenit asupra ordonanței de urgență ce modifică codul rutier și, practic, șoferii vor putea să rămână în continuare cu permisul chiar dacă refuză testarea cu aparatele rapide, drag test la fața locului. Asta până când laboratoarele IMNML vor fi dotate cu o aparatură mai performantă și atunci rezultatele vor putea veni pentru probele biologice în cel mult 72 de ore, așa cum a spus premierul Marcel Ciolacu că și-ar dori. Potrivit unor surse, executivul a decis să fie alocate 40 de milioane de euro pentru dotarea unităților de medicină legală din toată țara, iar în ședința de guvern de joi ar urma să fie aprobată și această măsură. În plus, vor fi cumpărate aparate drug test noi din fondurile Băncii Mondiale. Noile decizii ale guvernului vin după ce unele prevederi din ordonanța care a modificat codul rutier au fost criticate dur de șoferi. În plus, medicii legiști s-au plâns că nu au fost consultați și că angajații din unitățile de medicină legală sunt prea puțini. Comunitatea de Click a cerut, printr-o petiție semnată până acum de peste 170.000 de persoane, anularea ordonanței pe motiv că aproape jumătate din testele rapide antidrog făcute de polițiști ies fals pozitive, inclusiv la unele medicamente pentru răceală. Astfel, șoferii de bună credință care refuză testarea pe loc și vor să le fie recoltate probe biologice direct, ar avea de așteptat mult timp după rezultate, perioadă în care nu ar avea permis de conducere. În replică, Poliția Română spune că procentul testelor infirmate de medicii legiști este mai mic, între 15 și 20%. Cele mai multe controverse sunt legate de faptul că o listă întreagă de medicamente uzuale vă pot lăsa fără permis pentru că ies la test ca substanțe interzise. Iar aici o să vă dau câteva exemple, cum ar fi medicamentele pentru diabet sau medicamentele antialergice, unele antivirale și antiinflamatorii. Și nu în ultimul rând, o bună parte din medicamentele pentru răceală și gripă ce conțin codeină. Este important să citim prospectul și să vedem dacă medicamentul respectiv are vreo recomandare cu privire la conducerea de autovehicule, iar în cazul în care va exista un test rapid, drug test pozitiv, în mod evident el va fi ulterior infirmat de către testele toxicologice. Ce ar trebui să facă un șofer român care rămâne fără permis, deși el a luat o simplă pastilă de răceală? Nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Știu și eu acest lucru, știți și dumneavoastră. Însă, tocmai pentru că rezultatele vin greu, ordonanța mai prevede și că probele vor putea fi recoltate nu doar în unitățile de medicină legală, ca până acum, ci și în spitale sau unități acreditate, dar și în laboratoarele Poliției Române, pe care instituția trebuie să le înființeze în câteva luni. Primul dintre aceste laboratoare va fi la nivelul Institutului Național de Criminalistică. Avem documentația deja pregătită pentru înființarea acestui laborator și pentru achiziționarea tehnicii necesare și, mai presus de orice, pentru încadrarea personalului care să ocupe posturile din cadrul laboratorului. Poliția are la dispoziție 120 de zile pentru înființarea primului laborator, însă instituția transmite că îl va operaționaliza mai devreme. A doua unitate va fi în județul Cluj, iar ulterior vor fi înființate astfel de centre în toată țara.
Ciobanul care și-a croit un drum ilegal într-o arie protejată a fost amendat de Garda de Mediu cu 60.000 de lei pentru distrugerea naturii. Cazul a fost descoperit de Euronews România în munții Făgăraș, acum mai bine de o lună. În vârful munților, ciobanul intrase cu excavatorul pe o porțiune de 2.000 de metri pătrați, dar fără aprobare. A declarat că nu știa că se află într-o arie protejată, deși trăiește în acea zonă de când s-a născut. Drumul croit urma să-l ducă la stâna pe care voia să o construiască în zona în care se află mai multe specii protejate, și de animale, dar și de plante. Primarul comunei Arefu i-a găsit atunci o scuză ciobanului. Ne-a declarat, citez, și Ceaușescu a făcut transfăgărășanul și nu a murit nimeni, citat închis. Numai că după investigații, Garda de Mediu a impus ca, pe lângă amendă, oierul să readucă terenul la stadiul inițial. Cu alte cuvinte, până la 26 iulie are termen să acopere drumul. Ucraina va opri de anul viitor tranzitul de gaze rusești, iar situația ar putea duce la probleme în aprovizionarea Republicii Moldova. Ce înseamnă asta pentru Transnistria? Aflați imediat în jurnal. Rușii transmit că 4 oameni au murit noaptea trecută în urma unui atac cu drone ucrainene. Victimele ar fi din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina. Moscova acuză acum Kievul că a lovit inclusiv instituții medicale. În total, aproape 40 de drone ucrainene au fost doborâte de sistemul de apărare antiaeriană, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Acuzațiile vin la doar o zi după ce rușii au lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, un atac soldat cu zeci de morți și răniți. Printre ținte, un spital pentru copii din Kiev, de altfel, unul dintre cele mai mari din Europa. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se reunește de urgență pentru a discuta situația din Ucraina, mai ales după atacul cu rachete al rușilor, care a vizat spitalul din Kiev. Președinția Consiliului e deținută în prezent chiar de Moscova. Între timp, numărul victimelor bombardamentelor a crescut. Acum vorbim despre cel puțin 38 de vieți care au fost luate și, de asemenea, despre 4 copii morți. Alți 190 de ucraineni sunt răniți, așa că Națiunile Unite, SUA, dar și alte țări au condamnat atacul asupra orașelor mari din Ucraina. Într-o singură zi, aproape 100 de clădiri au fost avariate sau distruse și vorbim, printre altele, despre instituții de învățământ, spitale, blocuri de locuințe. Ministerul Rus al Apărării neagă că ar fi atacat civili și spune că ținte au fost obiective din industria militară și baze ale armatei ucrainene. Atacul rusesc a fost cel mai violent de la începutul acestui an și s-a produs cu doar o zi înainte de summitul NATO. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Părinți cu copii în brațe au ieșit în curtea spitalului după ce clădirea a fost avariată de bombardamentul rușilor. Другу точку вже товар, точка була закрита, і якраз прямий прильот в будівлю був. І все почало розлітатися, я заховався, як тільки міг. Ну, трохи посікло, успів заховати трохи, звісно, але чудом уцілів. Salvatori, pompieri, dar și civili au venit să ajute la evacuarea victimelor de sub dărâmături. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така сама ситуація. Pe lângă Kiev, alte 7 orașe au fost lovite de rachete rusești, printre ele și Krivoi Rog, unde 10 oameni au murit și 40 au fost răniți.
Valul de rachete lansat de Rusia a lovit și o instituție medicală din Dnipro. 3 oameni au murit și 4 au fost răniți. Volodymyr Zelensky a acuzat Moscova de crime de război. Rusia nu poate pretinde că nu știe pe unde zboară rachetele pe care le lansează și trebuie trasă la răspundere pentru toate crimele pe care le-a comis împotriva oamenilor, împotriva copiilor, împotriva umanității în general, a scris Volodymyr Zelensky pe platforma X. Totodată, Moscova susține că reacția Kievului este o isterie înainte de summitul NATO de marți. Ucraina anunță că va opri din 2025 tranzitul de gaze rusești, iar asta ar putea duce la mari probleme în aprovizionarea Republicii Moldova. Ministrul Energiei de la Chișinău spune că regiunea transnistreană ar putea rămâne fără metan folosit la producerea de electricitate. Autoritățile de la Chișinău caută măsuri care să compenseze posibila întrerupere, în așa fel încât oamenii să nu sufere. Gazul rusesc ajunge în Republica Moldova în urma unui contract direct între Moldova Gaz și Gazprom. Firma rusească s-a angajat să livreze gaze către Republica Moldova până în 2026. În cazul în care Ucraina nu va mai permite tranzitul, transportul gazului ar putea fi făcut prin Turcia și apoi prin conductele transbalcanice către Republica Moldova. Deocamdată nu e clar cine ar putea suporta costurile transportului, numai că ministrul de la Chișinău dă de înțeles că ar fi răspunderea Transnistriei. Liderii NATO se reunesc într-un summit istoric la Washington pentru următoarele 3 zile, în primul rând fiindcă vorbim despre o aniversare, 75 de ani de la crearea celei mai mari alianțe militare. Pe lângă discuții legate de starea alianței, dezbaterile se vor axa pe mai multe provocări majore cu care se confruntă NATO. La discuții va participa și președintele României, Klaus Iohannis. În mod evident, primul subiect pe agendă, războiul din Ucraina, în condițiile în care e prezent și Volodymyr Zelensky. Ucraina însă nu va primi, nu la acest summit, o invitație oficială de aderare. În schimb, aliații ar putea să aprobe o serie de măsuri de consolidare a securității țării invadate de Federația Rusă. În plus, NATO urmează să preia rolul de coordonare a asistenței militare și să creeze un cartier general în Germania. În discuție este și aprobarea unui angajament financiar anual de 40 de miliarde de dolari. Mergem peste ocean, unde Casa Albă respinge speculațiile potrivit cărora președintele Biden ar avea probleme neurologice care i-ar afecta capacitatea de a conduce țara. În timpul celei mai recente conferințe de presă, purtătoarea de cuvânt a președintelui american a trebuit să facă față unui val de întrebări legate de starea de sănătate a șefului statului. Potrivit presei, din iulie anul trecut și până în martie anul acesta, Casa Albă ar fi fost vizitată de 8 ori de un medic neurolog. Iată mai bine dialogurile. You're asking me, I cannot, but I just, Ed, I also said to you, Ed, I also said to you, for security reasons, we cannot share names. We cannot share names. I understand that. I hear you. Right there for anyone to see. Ed, I hear you. I cannot from here confirm any of that because we have to keep their privacy. I think they would appreciate that too. It is public. It's public information. I hear you. Hold on a second. There's no reason to get back and go back and forth and be in this aggressive way. We're a little miffed around here about how information's been shared with the press corps around here. What are you missed about? What are you missed everything about? Everything is asked about. Oh, well, I can tell you this. Just going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here. Has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No. No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. So those are the things that I can give you full-blown answers on, but I'm not going to confirm a specialist, any specialist that comes to the White House out of privacy. Se anunță grevă pe aeroportul din Paris, și asta mai ales în condițiile în care se apropie Jocurile Olimpice. Vorbim despre o grevă pe aeroporturi. Iată informația pe larg. Spania și Franța vor fi adversare în această seară de la ora 22 în prima semifinală de la Euro 2024. Meciul se joacă la München și se anunță unul echilibrat, chiar dacă cele două naționale se află în situații diferite. Dacă ibericii au impresionat prin jocul ofensiv, francezii au ajuns printre cele mai bune 4 echipe ale Europei, fără să fi marcat vreun gol din acțiune proprie. În cealaltă semifinală, programată mâine seară, se întâlnesc Anglia și Olanda.
Spania este echipa care a înscris cele mai multe goluri la acest Euro, 11. De partea cealaltă, Franța a ajuns în semifinale fără să fi marcat vreun gol din acțiune. Un penalti transformat de Mbappé și două autogoluri ale adversarilor au fost suficiente pentru ca vicecampioana mondială să ajungă printre cele mai bune patru echipe din Europa. Écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Vous êtes pas obligé. Mis à part ça, écoutez, c'est un championnat d'Europe particulier où c'est très difficile pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre de buts qui est largement inférieur à ce qu'il a pu être dans le passé. Donc voilà, ce que je sais, c'est que nous avons la capacité de pouvoir voilà, partager des émotions, de rendre beaucoup de Français et de Françaises heureux à travers les résultats qu'on a pu obtenir et surtout dans la période... compliqué dans notre pays. Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, nu se va putea baza pentru acest meci pe mijlocașul Pedri, accidentat de Toni Kroos în meciul din sferturi. La rândul lor, fundașii Dani Carvajal și Lenormand sunt suspendați pentru acest joc. Chiar dacă nu este la 100% din punct de vedere fizic, Kylian Mbappé rămâne principalul pericol pentru poarta ibericilor. Este el jugador que es y se que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que ni que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él. Cele două naționale s-au întâlnit de 36 de ori de-a lungul timpului. Spania a câștigat 16 partide, iar Franța s-a impus de 13 ori. Precedentul duel la un campionat european a fost în 2012, atunci când Spania a și câștigat trofeul. Și rămânem în zona sportului, vă spuneam despre greva de pe aeroportul din Paris, este anunțată pentru 17 iulie, cu alte cuvinte, cu câteva zile înainte de începutul Jocurilor Olimpice. Sindicatele spun că va crește presiunea asupra conducerii pentru a accepta cererile legate de salarii și condiții de muncă mai bune. Reprezentanții angajaților cer o primă pentru tot personalul aeroportului, dar și resurse suplimentare, mai ales în timpul perioadei aglomerate a Olimpiadei. Jocurile încep la Paris la 26 iulie. Toți sindicatele sunt cele care cer înființarea 1000 de locuri de muncă și garanția că își vor putea lua zile libere în timpul Jocurilor Olimpice, dar și Paralimpice. Grupul ADP, care va fi afectat de protest, administrează aeroporturile Orly și Roissy Charles de Gaulle din capitala Franței. Atât pentru această oră de la Fix, informații noi la Euronews România de la Andreea Gurban. Poate sunteți curioși cu privire la rezultatele contestațiilor la evaluarea națională, pentru că notele sunt chiar acum pe euronews.ro.